Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De fapt, e vorba de arderi ilegale de deșeuri în anumite localități și în locuri de pe lângă București. Este o afacere uriașă de zeci sau sute de milioane de euro anual. Fostul comisar al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, care a fost dat afară în mod suspect când a început să facă niște controle mai serioase, a explicat de mai multe ori că mafia deșeurilor e foarte puternică și foarte bine conectată politic. În România se importă și se distrug deșeuri în mod ilegal în cantități uriașe, evitându-se astfel plata unor taxe foarte mari, și se înțelege că asta se face cu complicitatea unor anumiți factori responsabili, care închid ochii oportun, mai mult ca sigur în schimbul unor șperțuri serioase. Prețul este suferința și îmbolnăvirea mii sau zeci de mii de oameni obligați să inhaleze micropulberi cancerigene. Corupția ucide. N-am uitat, nu? Revenind la acest dezastru de poluare de peste weekend, că asta a fost, Garda de Mediu n-a avut încotro și la presiunea opiniei publice a trebuit să arate cu degetul spre cineva, așa că a anunțat că va da o amendă, n-o să vă vină să credeți, Primăriei Capitalei, pe motiv că nu a luat măsuri de reducere a poluării provocate de traficul auto. Deci este cam banc cu iepurașul care n-are șapcă. Deci, acum, departe de mine gândul de a susține cumva că Bucureștiul ar fi un oraș care stă bine cu standardele de poluare. Că nu stă deloc, adică este un oraș îngrozitor de poluat, să fim serioși. Orice fel de măsurătoare face aici depășește limitele și da, trebuie făcut ceva, inclusiv date amenzi și forțat administrația Capitalei să ia măsuri serioase contra poluării. Dar să acuz Primăria Capitalei pentru poluarea produsă de traficul auto peste weekend, sâmbătă dimineața la ora 5, un trafic auto îngrozitor în București, ce să zic. Și a mai fost și vacanța elevilor. Adică, zău, dacă nu e o sfidare îngrozitoare, e pe față, e... Adică, bun, înțelegem, e an electoral, ne enervează domnul Nicușor Dan, zi și balaurul, dar serios, nu ne insultați inteligența domnilor, pe cuvânt. Și apropo, la Sintești, unde senzorii de poluare mai că s-au ars de la nivelurile de noxe de peste weekend, la Sintești, tot de la ambuteiaje în trafic e poluare, domnule șef de la Garda Națională de Mediu. Că dacă te uitai pe aplicațiile astea de monitorizare, la Sintești, adică era ceva gen 161 nivelul de poluare, în condițiile în care pe la 20 e verde, e normal. Deci cineva de la Garda de Mediu ne ia de proști. Cât despre mafia deșeurilor, pe care o acuză activistul de mediu, Octavian Berceanu. Acum fiecare aici, na, că despre mafie nu ai prea multe detalii, dar uite să observăm doar că potrivit unei anchete Newsweek din toamna anului trecut, șeful Gărzii de Mediu Ilfov, Emil Grigore, care ar trebui să controleze la sânge poluatorii din jurul Bucureștiului, ar fi, potrivit acestei anchete, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari nedeclarați din România, cu zeci de proprietăți scumpe în diferite zone, apartamente și terenuri. Și tot Octavian Berceanu susține că a descoperit că Emil Grigore făcea afaceri cu cea mai mare groapă de gunoi din România. Mai mult, iată ce declară Octavian Berceanu pentru Newsweek și aș vrea să citez. Eu, zice Berceanu, am fost cel care l-a prins pe Grigore Emil în 2019, deversând levigat dintr-o cisternă în râdul Argeș. Levigatul este lichidul ăla îngrozitor de toxic și de urât mirositor care se scurge din gunoaie și care se colectează în anumite condiții. Nu poți să-l pui oriunde și să-l verși oriunde. Pe atunci, spune Berceanu, eu eram consilier general la capitală. L-au prins de facto polițiștii care locuiau în zonă. Polițiștii au primit telefoane de la superiorii lor ca să-l lase în pace, drept pentru care m-au sunat ca să-i ajut. La fața locului am chemat pe rând Garda Națională de Mediu, Apele Române și Poliția Română. Singurii care au vrut să preleveze probe din cisternă au fost cei de la Laboratorul de Criminalistică al IGPR. Deci prins în flagrant cisternă levigat deversat într-un râu. Și autoritățile n-au vrut să se bage. Apele Române și Garda Națională de Mediu au refuzat prelevarea de probe pentru laborator. După prelevare, a început o anchetă internă a DGA.
Ca urmare a anchetei, probele prelevate de la laboratorul de criminalistică au fost transformate din levigat în ape reziduale. Am încheiat citatul. Asta e, prieten, rămâne să ne sufocăm și să ne bolnăvim de cancer ca să prospere mafia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.